Ultima zi de pelerinaj pe colina Bucuriei a adus soare nu doar pe cer, ci și în sufletele credincioșilor, bucuroși pentru că au reușit să ajungă și în acest an la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, oamenii i-au adus mulțumiri. Este liniște și ne putem reculege, este foarte bine. Vin de 20 de ani și întotdeauna Sfântul mi-a îndeplinit toate rugăciunile și astăzi și în preajma acestei sărbători venim în special pentru a aduce mulțumire și de aceea încercăm să citim un acatist care înseamnă de fapt o mulțumire adusă Sfinților și implicit prin ei lui Dumnezeu. De unde veniți? Suceava Mineșuți. Suceava sunteți? Suceava Mineșuți. Și ați venit special pentru această sărbătoare? Ați venit special pentru Sfântul Dumitru. Este ultima zi de pelerinaj. Cu ce gânduri ați ajuns aici? Mi-ajută că să mă vindec de la picioare, să vindec la asta, să știu că mi-ajută, că Sfântul Dumitru știu că mi-ajută. Mi-am dorit foarte mult să ajung. Cu ce gânduri? Bucuros pentru credință, purificarea sufletului și sănătate multă la copii, la familie și la toată lumea. Să fie pace și liniște. Am făcut efortul să ajung. Bine. Nu mă simțeam bine dacă nu ajungeam. Eu vin de la facultate și am vrut să ajung de ieri, dar erau super coada aici și n-am putut să stau și astăzi am venit. Chiar vroiam să vin. Care am venit? Din păcate anul trecut n-am venit. Dar de câțiva ani bun vin. Cum vă ajută Sfântul? Pentru sănătate, din toate punctele de vedere. Sănătate, înțelegere în casă, liniște, sufletească. Am plecat mai devreme de la servici și am ajuns. De ce ați ținut să veni? Păi, toți suntem păcătoși, toți greșim. Toți avem păcate și trebuie să ne și rugăm să Dumnezeu să ne le ierte, în primul rând pentru păcate și după aia pentru sănătatea noastră, a familiei noastre. Am avut soția bolnavă, Dumnezeu mi-a ajutat, a scăpat, în rest ne-a ajutat și pe noi, sănătate, copiii învață bine. Sfintele moaște au rămas astăzi în baldachinul din curtea Catedralei Patriarhale până la închinarea ultimului credincios.